Iahoșua, capitolul 16. Partea căzută la sorți fiilor lui Iosef se întindea de la Iarden lângă Ierihon spre apele Ierihonului la răsărit. Hotarul urma pustiul care se ridică de la Ierihon la Betel prin munte. Mergea mai departe de la Betel la Luz și trecea spre hotarul Archiților prin Atarot. Apoi se cobora la apus spre hotarul Iahletiților până la hotarul Bet Horonului de jos și până la Gezer ieșind la mare. Acolo și-au primit moștenirea fiii lui Iosef, Menașe și Efraim. Iată hotarele fiilor lui Efraim după familiile lor. Hotarul moștenirilor era la răsărit, Atrot, Adar, până la Bet Horonul de sus. Ieșea spre mare la Micmetah, în partea de miază noapte, se întorcea la răsărit până la Tanat și Loh și trecea înspre răsărit prin Ianovac. Din Ianovac cobora la Atarot și la Nara, atingea Ierihonul și mergea până la Iarden. Din Tapuah mergea spre apus până la pârâul Cana și ieșea la mare. Aceasta a fost moștenirea seminților fiilor lui Efraim după familiile lor. Fiii lui Efraim aveau și cetăți deosebite în mijlocul moștenirii fiilor lui Menașe, toate cu satele lor. Ei n-au izgonit pe cnaniții care locuiau în Gezer și cnaniții au locuit în mijlocul lui Efraim până în ziua de azi, dar au fost puși să plătească un bir.